Vă anunț că la începutul ședinței și-au înregistrat prezența 85 de deputați. Domnul Mudreac. Toți am fost martori privitor la ceea ce s-a întâmplat pe 26-27 iulie, anume acele calamități naturale strașnice care au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova. Reieșind din aceasta, solicităm audierea prim-ministrului cu instituțiile subordonate guvernului privind măsurile întreprinse de către Serviciul Special pentru Influențe Active asupra proceselor hidrometeorologice a Republicii Moldova, așa să zis, a serviciului antigrindină. Cine este pentru, rog să votăm. Sectorul 1, 25. Sectorul 2, 3. Sectorul 3, 0. 28. Următorul, domnul Односталко. Речь идет о проекте закона о денонсации соглашения. Который? Заключенного в Москве 9 декабря 1994 года о сотрудничестве в сфере защиты труда. Денонсация этого соглашения – это будет введение санкций вами, господа депутаты, против сотен тысяч молдавских граждан. Чи не степенту, рог саботам? 28. În continuare, o să-l rog pe domnul Muduc. Solicităm includerea în ordine de zi proiectul de hotărâre a Parlamentului privind instituirea Comisiei de Anchetă privind controlul parlamentar asupra achiziției de păcură de mijloace financiare publice, precum și păcură transmisă de România sub formă de ajutor umanitar de urgență. Cine este pentru, rog să votăm. Sectorul 1. 25. Vă mulțumesc. Sectorul 2. Sector 2, 3, dar cu o mică rectificare, în sectorul 1 sunt prezente doar 22 de persoane, respectiv mai multe voturi, cred că nu pot fi. 22? Și notă am avut noi la BAC, la matematică? 22. Eu înțeleg, plus 1, minus 1, dar aici plus 3, minus 3. Înseamnă că nu 22, dar 19. Nu, la dumneavoastră cu umorul problema. La mine cu matematica și cu umorul e bine. În continuare, domnul Novac. Iată, ultima dată când se prezenta proiectul de hotărâri cu privire la prelungirea stării de urgență, fix de acolo, de la tribuna centrală a Parlamentului, unul dintre oamenii serioși, domnul Dorin Recean, spunea că asta e ultima prelungire a stării de urgență. Nu știu cum voi, dar eu țin la prim-ministru țării mele. Și să nu îl punem într-o lumină negativă, propun să excludem din ordinea de zi proiectul numărul 263 din 26 luna 7-2023, proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență. Cine este pentru, rog să votăm. 25. În continuare, domnul Bătrâncea. Atunci când nici o inițiativă a opoziției nu este primită, nu este aprobată, deja tradițional, boicotăm această ședință și vă lăsăm să mergeți după agenda. Eu vă invit măcar la intonarea imnului. Nu, eu înțeleg, în raport cu noi aveți un sentiment, dar imnul totuși trebuie de onorat la final. Să începem cu un proiect pentru ratificarea celui de-al 15-lea amendament semnat la 30 iunie 2023 la acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă, ancorată în integrare europeană. Doamna Manic, vă rog raportul. Ce urmează a fi oferit Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Băncii Mondiale pentru cofinanțarea programului politicii de dezvoltare în valoare de 76,8 milioane dolari după achitarea tuturor taxelor și cheltuielilor operaționale ale Băncii Mondiale. Alocarea de resurse suplimentare sub formă de grant în valoare de 220 milioane dolari. Cine este pentru, rog să votăm. 56 de voturi. Stimați colegi, un alt proiect la fel de important pentru ratificarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind construcția podului rutier transfrontalier peste râul Nistru la frontiera de stat moldo-ucraineană în zona localităților Coseuți-Iampil. Prezintă domnul ministru infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu. Este o inițiativă comună a autorităților publice locale de pe ambele maluri ale Nistrului. În cazul Republicii Moldova vorbim de Consiliul Raional Soroca și în cazul Ucrainei vorbim de autoritățile regiunii Vinița, dar și a organizației Euroregiunea Dniestr. Cine este pentru, rog să votăm. 57. Vă mulțumesc frumos. Propun să continuăm cu proiectul 232. Doamna Stamati, vă rog. Proiectul de lege prevede
includerea unor noi restricții în codul electoral pe un termen de 3 ani asupra dreptului de a fi ales, și anume în cazul persoanelor care la data declarării neconstituționalității partidului politic au făcut parte din organul executiv și care ocupau funcții elective din partea partidului politic declarat neconstituțional. Am propus ajustarea cadrului legal electoral și conex astfel încât să fie posibil de constatat fapte de corupere a alegătorilor de organele electorale și dispunerea anulării înregistrării candidatului sau a concurentului electoral, ori sancțiunile administrative propuse fortifică caracterul de prevenție a faptelor prejudiciabile ce urmăresc compromiterea principiului democrației a legilor. Și de asemenea s-a propus suplimentarea sau completarea codului penal cu două articole noi, 324 prim și 325 prim, prin care se introduc două componențe infracționale noi, corupere politică pasivă și respectiv corupere politică activă. Este acel aspect pe care îl discutăm noi de foarte, foarte mult timp, așa numiții traseiști care pleacă dintr-un partid în altul pentru sau contra unui beneficiu financiar. Cine este pentru, rog să votăm. Cu votul a 54 de deputați, votat în lectura a doua. Sistemul ăsta nostru fermecat electronic, el are de gândat să lucreze sau... Măcar ultima zi, totuși sfârșit de sesiune, așa, să ne impresioneze cu ceva. Că tot am dat o groază de bani, măcar în opoziție și sistemul, am înțeles. Colegi, propun să continuăm cu proiectul pentru modificarea unor acte normative care vizează reforma sistemului de asistență socială Restart. Suntem la lectura întâi, prezintă domnul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Dorim să îmbunătățim accesul la servicii sociale. Totodată, prin intermediul acestei reforme, ne propunem să creștem calitatea persoanelor care lucrează în acest sistem. Și, în ultimul rând, vrem să îmbunătățim eficiența și să reducem frauda din sistem. Domnul Vartanean? Mi se pare că în acest proiect de lege lipsește informația și, probabil, intenția pentru un pachet minim social garantat, achitat din bugetul de stat, care ar avea la bază principiul solidarității sociale. Municipiul Chișinău nu a fost inclus în reformă. Toate intervențiile de asistență socială la nivel de municipiul Chișinău și Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia sunt finanțate din propriile resurse. În continuare, doamna Liliana Grosu. Dacă în urma reformei vor fi reduceri de personal din sistemul de protecție socială? Aveți asigurarea mea că toate persoanele care lucrează, toți cei care își fac treaba onest, toți cei care doresc să devină mai buni și să presteze servicii mai calitative pentru beneficiarii lor, vor rămâne în sistem. Deci reforma noastră nu are scop reducerea personalului pentru a crea anumite economii. Lectura întâi, cine este pentru, rog să votăm. Cu votul la 54 de deputați, votat în prima lectură. Continuăm, stimați colegi, cu proiectul pentru denunțarea acordului cu privire la colaborarea în domeniul protecției muncii, încheiat la Moscova la 9 decembrie 1994. Acest acord nu are niciun efect, nu se răsfrânge asupra recunoașterii actelor de studii între Republica Moldova și Federația Rusă. În acest sens există un alt acord bilateral. Respectiv, nu va avea niciun impact negativ asupra cetățenilor Republicii Moldova în acest sens. Domnul Vartanean, vă rog. Care alte state din CSIA au denunțat acest acord? Trebuie să verific, pot reveni la dumneavoastră cu informația. Ucraina alte state din CSIA? Ucraina, da, a denunțat. Din câte știu, Ucraina nu participă, dar din nou, noi vorbim despre Republica Moldova. Este semnătura Ucrainei. Suntem reprezentanții Republicii Moldova. Cine este pentru, rog să votăm. Cu votul la 54 de deputați, votat în lectura a doua. Următorul proiect privind performanța energetică a clădirilor. Suntem la lectura întâi, prezintă domn ministru a energiei, Victor Parlicov. Peste 50% din toată energia pe care o consumăm în Republica Moldova se consumă în clădiri. Și în Republica Moldova avem un consum de circa 2-3 ori mai mare de energie pentru a întreține un metru pătrat de clădiri în comparație cu țările Uniunii Europene. Toate clădirile urmează a fi certificate din punct de vedere a performanței energetice. Cine este pentru, rog să votăm. Cu votul la 54 de deputați, votat în prima lectură. Continuăm cu proiectul pentru ratificarea adendumului. Corect am spus? Adendumului. Semnat la 20 iulie 2023, la acordul de facilitate de împrumut
dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, prezintă domnul Ion Gumene, secretar de stat, Ministerul Finanțelor. Aceasta este partea de împrumut de 100 de milioane, care va fi alocat în două tranșe egale a câte 50 de milioane. Cine este pentru, rog să votăm. Votat în lectura a doua. Continuăm cu proiectul 272. De fapt, este partea de grant acelui suport suplimentar de 145 de milioane, în valoare de 45 de milioane, care urmează a fi debursat în două tranșe egale. Votat în lectura a doua. Prezintă proiectul domnul Sergiu Plop, secretar de stat, Ministerul Apărării. Aceasta prevede excluderea de la anex la legea 668 a două loturi de teren cu destinație agricolă, unul de 7,6 hectare și unul de 18,69 hectare, situate în extravilanul comunei Băcioi, municipiul Chișinău. Loturile de teren menționate sunt necesare pentru asigurarea procesului de reconstrucție a unei tabere militare, predestinată pentru asigurarea securității obiectivelor strategice naționale. Cine este pentru, rog să votați. Cu votul la 55 de deputați, susținut în a doua lectură. Continuăm proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență. Domnul prim-ministru, vă rog. Aș fi vrut toată lumea să fie văzut aceste cadre și să realizeze că războiul ăsta este lângă noi și acum s-a apropiat și mai mult, în mod special în ultimul timp, când avem bombardamentele infrastructurii civile în Odessa, în Rei, unde Rusia atacă vecinii noștri. Necesitatea prelungirii situației de urgență revine tocmai din faptul că războiul încă persistă. Războiul încă este aproape de noi și guvernul are necesitate să intervină prompt atunci când securitatea națională este pusă în pericol. Rog respectuos prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării pentru încă 60 de zile, începând cu 3 august. Domnul Druță? Când am dezbătut și aprobat ordinele de zi, un reprezentant al opoziției a menționat numele dumneavoastră aici, în plenul Parlamentului. Și a afirmat că dumneavoastră, ultima dată, când ați solicitat prelungirea stării de urgențe, ați fi declarat că aceasta este, sau chipurile va fi, ultima solicitare. Eu chiar îmi doresc să întrerupem starea de urgență, dar asta înseamnă să se termine războiul. Cine este pentru, rog să votați. A fost votat. Următorul proiect prezintă domnul Dorian Istrati, vă rog, la tribuna centrală. Restituirile TVA către agenții economici din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia se vor face din bugetul UTAG. Acest proiect de lege vine să aducă mai multă corectitudine în relația dintre bugetul național și bugetul Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. A fost votat în prima lectură. Continuăm cu proiectul 274. Se ia act de cerere de demisie a deputatului în Parlament Dan Perciun, ales din partea Partidului Politic Partidul Acțiune și Solidaritate. Articol 2. Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament ce aparține Partidului Politic Partidul Acțiune și Solidaritate. Cam trist proiectul, da? Întrebări la proiect? Asta. Comisia cu mare tristețe a votat unanim pentru acest proiect, în paradox. Întrebări la raport? Da, putem amus, nu votăm. Vă rog, nu dați idei. Votat. Propun atenției dumneavoastră proiectul cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2023. Prezint eu. Prima dată. Cine este pentru, rog să votați. Votat.